Azi o să cumpăr absolut tot meniul. Este brânza asta aici. Brânza, da. Lua sarsanalele. Da, stai, prietenul meu, de să mâncați asta. Salut, eu sunt Andă și bine v-am găsit la un nou vlog. Azi o să cumpăr absolut tot meniul de la șaurmeria la Colț Kebab și să vedem cât o să costă nebunia asta. Chiar în momentul ăsta suntem în Rahova pentru că ne aflăm la șaurmeria la Colț Kebab și sunt curios ce fac să facă doamna de la casă când o să-i zic că vreau efectiv să comand tot meniul. Ca să înțelegeți puțin de ce am ales această șaurmerie, este pentru că au un meniu foarte, foarte mare, au și clătite, au și deserturi și vreau efectiv să îi îndoi. Hai să vedem dacă ne dau tot meniul. Iar acum, haideți să comandăm. Să rămână. Am și o cerere mai specială. Tot meniul. Tot meniul. Tot. Tot ce include. Shawarma, șnițel, absolut tot îl vreau. Clătite, tot. Și vită și pui. Și vită și pui și absolut tot ce vreți. Hai să vedem cât e nota acum. Totalul este? 620. Vai de capul meu. Băieți, revenim cu pungile și cu tot ce trebuie. Și ca să vedeți că nu umblăm cu cioara vopsită cu șmechireli, 621 în cap. Hai să mâncăm. Dima ne așteaptă deja acasă. Mergem să-l bombardăm. Ia vedeți cum arată clătita asta. Efectiv, cu Raffaello, Ferrero și uitați câte are. Am luat sarsanalele și hai să le mâncăm pe toate. A revenit cu Dima și cu toată masa plină. Uitați-vă câte avem aici. Deci mie mi se pare efectiv genial. Deci m-ai prins bine că abia ți-am venit asta. Nu vreau mâncat nimic azi. Ce vrei? Că deja am început. Cu ce vrei să începem? Mă, nu știu. Deci asta e tot meniul de la restaurant. Și dulce? Dulce, da. Avem două clătituțe. Dar fii atent, clătituțe cu Raffaello, cu Ferrero. Mănânc tot de aici. Dar hai că îmi face prezentare. Deci asta e tot meniul de la restaurant. Tot meniul, da. Avem șnițele și la farfurie și la vită la farfurie. Pui Shanghai la... Bine, am mâncat încă vreo 5 minute de... Cartofi, ai și cheesy wrap. Cheesy wrap cu vită cu... A plecat. Nu voiam să-i zic, aia vreau să eu. Și aici au plecat... Două clătite foarte. Pentru asta nenorocite, nervoasele. Mamă, îi dăm cu mâncare? Îi dăm. Cu ce începem? Păi, ca de obicei începem fără suc, am niciodată nu aduce suc la vloguri. Am uitat să iau. Băieții de acolo mi-au pregătit și eu am... Dar am uitat să iau. L-ai intrat după dreapta pentru tot vlog. Bă, eu vreau să deschid acest cheesy roll. Eu vreau așa urma, să văd că... Mamă, e imens. E viața mea. Grav aici. Vai. Ce bine miroase. Bă, dar miroase bine rău. A plecat și cașcaval aici. Și încă o chestie, cartofii ce mi-a plăcut la ei, e că sunt naturali, nu sunt de aia congelați. Da, sunt proaste dresate. Tot sunt natural. Decât dacă nu-ți dea de pe China. Aia au făcut în palmă. Nu, da, corect, în carton proaste. A, este brânza asta aici. Brânză, da. Mam. Hai, dă-i bătaie, destul și din soțurile astea, fă și ceva. Bă, mă, dar bun rău. Eu am pui aici. Aici cred că am mix sau vită. Ai vită. Ce bine merge o cola zero. Mai terminat. Intra o cola forță. Vai, foarte bun. Începem și cu niște sărățele. Deci ai încredere că îți mănânc tot aici? Nu ai cum să mănânci tot aici. Efectiv, nu ai cum să mănânci tot. Nu. Cât a costat un meniu? 621 de lei. Nu. Nu cred că mâncăm mâncarea deja de 10 ore. Ba. Deja mâncat jumătate din asta. Bine, e raiul pe pământ ce se întâmplă aici. Acum, după ce am terminat cu șaormica aia, îi dăm cu un șnițel în pâine. Kebab. Kebab? Kebab. Păi dacă nu se numește acolo kebab? Da. E asta zic. Asta e... Asta e că eu l-am cu vită pe ăsta. Da? Da, eu l-am cu vită. Nu, la mine pleacă sandwich-ul ăsta aici. Mamă. Sunt curios câte chile iau după masă asta. Mamă, ce trebuie rău. Eu sunt curios la gură. E, ok. Ai cu sos cărit. Mamă, cât de puternic e. Dar e bun. Eu întreb puține sosuri cărit care îl simt. Sunt curios. De voi în comentarii. Da, stai, prietenul cu care puteți să mâncați asta. Da, sunt curios. Deci scrieți în comentarii dacă ar putea să mâncați treaba asta, jur. Pleacă mimurile acum. Ultima bancă în timp ore, când se proba să mai să mâncați.
Deci la mine, în liceu, așa arăta ultima bancă, adică așa. Un pahar de apă, corect? Sau îl băgai în bancă, ce să rămânea când te uita profesorul la tine? Nu, aia din spate nu mănâncă. La noi nu era cu astea, era direct pe bancă. Dar noi aveam regulă în liceu. Dacă mâncai în timpul orei, trebuia să ai să împarți cu toată lumea dacă tot mănânci. Da? Adică zicea, a, mănânci bine, trebuie să dai la toată lumea. Băi, ești curios de puiul ăsta așa, hai să vă cum e. Îi dau cu... E curios cum e, am mâncat vreo șați înainte. Da, n-am mâncat niciunul până acum. E bun. Îmi place ce să castraveți în modernițe așa și poți să Mai ziceți voi în comentarii cine poate să mănânce mai rău ca mine, respectiv nu cred că este mie. Deci după țară trebuie că... Dar nu cred că termin tot. Bă, până acum a băgat o shawarma. Deci una de vită a plecat. Deci eu nu cred că pleacă și ăsta la devină. Da, nu știu ce. Rup după, n-am mâncat nimic. Ba, am mâncat foarte dimineață. Era foarte dimineață. La 6. S-a trezit din mai la 6. Dar uite, 7 seara câte. 7 jumătate. N-am mâncat 13 ore. Da, și am trăit astea 13 ore, nu am dormit. Am trăit astea. Îți place rău afară, dar cum intrau acolo la 0? Intrau acolo la 0, să mor. Data viitoare e al 7-lea vlog la care n-aduc suc. Eu n-aduc la efectiv la niciun vlog suc. Uit sucurile, efectiv. Când trebuie să le iau, le uit. Ia uite aici, o combinație mortale. Aici avem, asta cred că este o ciorbă la farfurie cu vită. Chiar ciorbă la farfurie sau ce vreți? Nu cred. Așa, avem o vituță și hai să dăm o combinație corectă. Ia să plece și la mine un... Un Shanghai. Vai. Eu-s mor cu vita asta. Ia zic, cu ce îți faci așa urmă? De vita sau de pui? Și una în gelat, amestec. Amestec? Mereu, mă. Îmi pare... Deci eu nu mănânc foarte des vita, eu mănânc mult pui. Nu, la mine mie nu-mi place, dar... Echilibrează așa, să nu fie prea multă vita într-o șarmă, că nici doar cu, cu vita nu poți mănânc până întreagă. Mi-au amestec, bă. Lăsați-mi în comentarii cum vă faceți voi shawarma. Amestec. Băi, eu cum fac, eu îmi pun pui, sos curry, sos tzatziki, castraveți murați, varză roșii. Asta e țita mea de shawarma. Tzatziki? Da. Tzatziki se pune la ghiroș, bă, pune peste tot tzatziki. Eu pun peste tot, sau uite asta, sos de brânză. Da, unde era cost kebab? E Rahova. Oh, lângă, da. Lângă sala ta. Pe amurgului. În copilărit eu știu. Amurgului 1 sau ceva. Până asta până acum 2 ani, 20 de ani tot era acolo. Da? Da. Până să rământ aici. Mamă, dar e bun rău, frate. Mult, îmi place că e mult, e așa, dă guriță mică. Hai că îi dau eu cu guriță mică acum. Ce, îmi plac vlogurile cu mâncare. Și mie. Bagă un pic de vită. Dacă mai plac, nu mai place. Mai. E cu nuggets-ul, cu crispy-ul. Crispy. Pui Shanghai. Hai că le-am liberit amândoi. Pui Shanghai. E crispy, nu e Shanghai. Ia dă-mă să gușo din... Ia, bag o vită. Din vită. Așa mai crocant, mai rumenită, mai astea. Combinăm mix? Hai, tu-ți faci mixul în furculiță. Hai să văd și eu cum ne pune ăsta, așa, cu cartofior cum ne pune. Bun. Am să fie, bă. Mă, nu mi-ai spus că am mâncat o grămadă, de zice, bă. Bă, dar chiar, a început să dispare din mâncare. Chiar da. Câte calorii are? Tot. Tot? Două șaurme, două de-astea. Ai 3000 de calorii toate sosuri, astea cred. Nu cred, mă, că niște sosuri au 3000 de calorii, n-ai cum. Ai 400, 400, 200 și ceva, 350, 400. Dar de ce mai ceva în sosul ăla? Bă, au foarte multă grăsime, majoritatea e grăsime din sosul, gen ulei și maioneză și ce te zic? Ai găsit că sosul ăla, dacă e ți la grân, are 500. Păi, stai o secundă, dar curry-ul are multe calorii?
Mă, nu știu exact ce conține curry, dar astea cu maioneză sigur au. Nu cred curry, dar ketchup are ce mai puțin, clar. Uite că am mai găsit și o legumă. Da, să mâncăm sănătos. Bă, șaorma pot o fac sănătoasă dacă vrei. Cum am făcut noi aici. Da. Aici e o masă sănătoasă, ca să înțelegeți. Da, mă, cea mai sănătoasă. E sănătoasă, adică e sănătoasă, e consistentă, adică. Sper că ajungă vă plac foarte mult vlogurile cu mâncare. Nu uitați să dați și o guriță mică butonului de abonare ca să facem cât mai multe vloguri. Am? Și mie subscribe. Și la Dima subscribe. Da. La canalul pe dreapta, în descriere. Pun acolo, liniuță. Da, da. Uitați să vedeți dacă a pus. Din aia 10.000 de urmări. Odată ți-am lăsat ție, odată Instagram, îmi scrie și mai ceva, vezi că ai greșit Instagramul, nu Andu. Eu de obicei mai scriu de mână, gen. Știi ce zic? Nu cred că scriu de mână ăla. Da. www.instagram.com/deatandu și cred că te-am pus fără un U, știi? Mi-am zis, vezi că ai greșit Instagram, ai greșit Instagram. Pentru pe Instagram, pe browser, deci pe browser, să caut contul tău. Mai bine scriu repede acolo, mamă. Pe rapiditate. Mamă, deci a dispărut toată masa. Hai să împărțim nițel ăsta. Hai, te împărți mai. Nu cred că e imens, nu cred că îl dovedim, nu ne dovedim pe amândouă. Stai cu brașii. Mamă, dacă tași nițel ăla, nu o să mă bată, mamă. Sunt curios dacă mi-e... E foarte crispy, așa gen. Sunt curios dacă mi-a pungat ăla de ieri. Sigur e mai pungat. Deci trebuie să vă zic o povestire, n-ai cum. Deci ieri am fost cu Dima la un restaurant. Și ce să vedeți, mi-a luat un mare șnițelan că toată masa, cei care vă uitați pe TikTok l-ați văzut. Bă, mai mare mizerie ca șnițelan n-am mâncat în viața mea. Da, Dima după ce l-a anunțat 5 ori ne-a zis să-și comande că nu e bun. Asta nu se... Păi da, ăsta e bun. E de 10 ori mai ieftin ca ala și e de 10 ori mai bun. Măi, mie Dima spusese, bă, nu-ți lua. Mi-a zis, nu mă, ce poate să-i așa rău. Ha, a fost. Hai să și să ăsta. Îmi dai și dulciuri. Hai să dai și cu dulciuri, chiar mor de poftă. Iar acum să încheiem masa apoteotic cu platituțe. Niște Milka din astea. Mă, stai că sunt curios. Deci niște una dintre astea are Raffaello, Ferrero Rocher și încă câteva chestii. Londru? Da, ia să vă pasă cu ce e. Bă, dar eu cred că am auzit de clătitele astea, gen. Creșea Cosmin și așa tot în Rahova stau, știi? Da. Și mi-a zis că mereu e undeva coadă la clătite, cred că aici. Da, păi la ei, da. Da, e printre străzi? Cum e? Nu, e exact pe bulevard, o vezi de la stradă. Lângă piața Rahova? Da. Da, da. Mă, aici da. se strânge lumea la coadă la clătitele astea. Gen, o grămadă de timp, sunt foarte bune astea. Bune? Da, mă, aici se strânge lumea, jur. La clătitele astea, că mi-a zis Cosmin. Băi, dar sunt bune rău. Asta e cu fructe. Ăla e mix de fructe. Vai de mine. Mam. E bun? Da, mă. Cu ce e? Ai cu Oreo? Da, are... Are Oreo. Tai și mi-o bucată. Am găsit și o căpșună, mamă, și mi-o. Deci stai, gata. Mamă. Bă, dar și asta cu mix de fructe e fresh. Că are și nutelaria, îți dai seama. Da, mă, bă, chiar e nebunie cu astea, cu... Am auzit că vine lumea din afara orașului să mănânce creștenii astea, fără că trebuie. Da? Nu știu, dar noi era Rahova se știe, gen. Ia stai să vedem cum e. Ma. Bun? Foarte bun. Are Oreo în ea și mai are o cremă. Are cremă de șocolată albă. Aha, aha. Mamă, cum e. Știi că simt. Vezi că simt și Rafael în ea. E foarte. Mamă, deci clătirea astea sunt Dumnezeu. Vai de mine. Cum de final, trebuie să facem un top. Unul clătitele. Unul clătitele. Da, clătirea a fost cel... E ceva special. Da. Pe locul de bani mi-a plăcut foarte mult șorma de... Mie cel mai mult mi-a plăcut șnițelul. Șnițelul? La mine da, e foarte crispy, așa nu e șnițel din aur de cu ou deasupra și știi? Pe locul 3 la mine e șnițelul cu cartofi. Și cam ăsta e topul meu. Clătite... am clătite, șnițel și kebab pe locul 3. Deci ăsta e topul nostru, top 3. Dar vă jur, clătitele alea... Dumnezeu. Eu nu mai pot, efectiv, sunt plin. Am avut o masă sănătoasă, nu la modul ăla de sănătoasă, sănătoasă, ne? Am mâncat forță. Cam atât a fost cu vlogul ăsta, eu am fost Andru, el a fost Dima, dați-ne follow la amândoi pe Instagram, vă las aici, până data viitoare nu uitați să dați o guriță, încă butonul de like și de abonare, v-am pupat, pa, pa!